Câți dintre voi ați făcut o pană la mașină în ultimele, sau mă rog, în ultimul timp? Și când ați făcut pană, ați înjurat pe cineva? Nu prea aveați pe cine să înjurați, nu? Pur și simplu ați făcut pană. Povestea despre care vreau să vă vorbesc în seara asta este de când aveam eu 18 ani și am luat permisul de conducere. Știți că de-abia aștept să conduci mașina, când iei permisul, ai libertate, ai toată viața în față, îți plimbi iubita. Aveam și eu o prietenă atunci, am luat-o de acasă, era chiar în perioada de iarnă, era chiar noaptea de Crăciun și m-am dus la discotecă. Mai știți discoteca, nu? Nu cluburile de acum, ci discoteca. Orașul din care vin se numește Râmnicu Sărat și un oraș destul de mic, am cât un cartier din Oradea. Am intrat în discotecă cu prietena mea, să știți că aveam o prietenă frumoasă, tânără frumoasă, îmbrăcată cu o fustă scurtă, și am intrat în discotecă. Și în discotecă, știți băieții aia de la intrare? Toți băieții vestiți ai orașului erau la intrarea în discotecă. Ei bine, eu am trecut, pe prietena mea a oprit-o, că era frumoasă. Hai, păpușa, stai cu noi. Eu m-am simțit cam nasol. Mi-au cărcat ego-ul în picioare. În sfârșit, după ceva momente de tensiune, am reușit să intrăm în discotecă, ne-am așezat la masă la prietenii noștri cu care venisem la discotecă și mintea mea nu putea să doarmă. Nu putea să stea liniștită. A zis, nu se poate așa ceva. Cum te-au făcut ăștia în halul ăsta? Nu puteam să le fac nimic, că erau șmecherii orașului nostru. Dar am ieșit afară din discotecă, m-am dus la mașină, am luat o șurubeliță, care era destul de ascuțită, și m-am dus și le-am spart roțile la 4 mașini. Atât am știut să fac. Aia a fost viteza mea de reacție și cel mai mare regret pe care l-am și în momentul ăsta este că m-a prins poliția.